Sunt câteva întrebări care necesită un răspuns urgent. Cineva întreabă și o să conecteze mai multe întrebări, adică două. Cum să scăpăm de pofta de la numărul 2, adică pofta senzualității sau imoralității trupești? Și o altă întrebare este cum să scap de pofta de țigară? Nu-ți mai ai țigări. spune, degetele astea niciodată nu vor fi mai fi utilizate pentru a atinge o țigară. Spune Domnului prin credință, nici ăsta o, o să zici, mi-e foarte greu, știu că ți-e foarte greu, dar la fel ca și pofta imoralității, adică ce înțeleg că se referă la pornografie și masturbare, respectiv poate fi chiar un act păcătos, adulter, poate cineva de pe online a pus întrebarea care se află chiar într-o traumă, Ajunge în situații în care nu poate să scape. Sunt cazuri de felul ăsta. foarte important să-i spui, Domnului, că tu îi predai viața ta lui, lui Hristos. Și că viața ta de în seara asta, unde mâine, din de seara asta, nu va mai fi pusă niciodată în slujba lui Satan. Că tu vei lupta, cum am zis și cum am propus această promisiune, cu toată puterea ta. Știi ce înseamnă să lupți cu toată puterea ta? Nu întâmplător Sfântul Apostol zice: Voi încă nu v-ați potrivit, până la sânge în lupta împotriva păcatului. Știți care e lupta aia până la sânge? Când omul lupta cu armele lui și lovea în stânga, în dreapta și ajungea să-i se lipească mâna de sabie și zicea, eu nu plec din lupta asta, eu nu renunț la lupta asta. Indiferent ce se întâmplă, zrănit, sunt vânătăi pe mine, curge sânge din trupul meu, eu nu renunț la asta. Se e primul pas pe care trebuie să-l faci. Nu renunți la luptă. Să nu renunți la luptă orice s-ar întâmpla. Și spui, Domnului, Doamne, uite, mă rog, postesc, sunt determinat, sunt dârz în această luptă a păcatului, împotriva păcatului. Atât de mult lupt până când simt că se scurg anumite puteri fizice din mine. Nu mă duc în locul acela, uite, îmi decid viața să nu mai meargă acolo, promit că nu voi mai ajunge acolo. Vorbeam cu cineva și am spus, dacă ai un scandal în familia ta, uite, promite că începând cu șase luni, la început șase luni, nu o să-i mai spui nimic rău soțului tău, nimic negativ, nimic negativ, dai un nătărău, nu contează, nu mă interesează. Nimic. Să fii dârz împotriva păcatului. Să-ți iei telefonul, să-ți faci curățenie la el. Apoi, dacă nu reziști nici cum, să-ți telefon cu butoane o perioadă. Nu zic că toată viața trebuie să ai WhatsApp. Cu o vreme, la un moment dat, trebuie să birui, să fii puternic deasupra păcatului respectiv. Dar fă tot -ți ce ține de tine să nu intre informație negativă în viața ta. Ai anumite anturaje prin intermediul cărora ajungi să fumezi. Ai lângă tine, în preajma ta, persoane care fumează. Debarasează-te, mută-te pentru o vreme din zona lor. Indiferent ce trebuie să faci, retrage-te din zona unde simți miros de țigară. Nu mai intra pe acolo de la depărtare când simți, făți o promisiune, eu nu mai intru în locul ăla, văd pe cineva care fumează, fac câțiva pași în spate, ai o predispoziție spre alcool, ai o problemă cu asta, uite, sunt băieți și frați care au zis, eu nu voi mai atinge niciodată strugure, must, vin, alcool, bere fără alcool, niciodată, nici măcar must, de ce? Asta e predispoziția lui personală, biblic, nu poți să să-ți interzic să iei must, da? Dar dacă el are o predispoziție în zona asta, zice, niciodată nu voi atinge asta pentru că eu 20 de ani m-am luptat cu alcoolul și pentru că am problema asta cu alcoolul, nu voi atinge musul decât în cantități sigure când primesc la cina Domnului. Niciodată în alt context. Să e o decizie personală, de să fii radical împotriva păcatului. Când nu poți tu personal, cu toate aceste decizii radicale, vreau să spun ceva, cu satan nu ne jucăm, cu păcatul nu te joci, ca tu un leu adormit care stă în tine și poate o singură dată îți face figura, dai e pe viață. Și ești distrus radical. Nu trebuie să păcătuiești de o mie de ori. Poate o singură dată stă în tine și mognește. scoate l afară, de ce îl ții în tine? Ca și cum ai vrea să știi că ai în papucul tău drept continu un cui. Nu, no, drăguțule, stimată soră, țineți-l în papuc, ce să-ți fac? Și când nu te aștepți, calci în el. Dar cine te-a pus să-l ții acolo? Scoate-l afară. Există crește, Există posibilități. Scoate-l afară lucrul la rău din tine. Scoate-l. Că dacă îl scoți, nu va mai avea capacitatea și până vine din nou ideea să îl activezi, să intri din nou în viața ta. Le-am spus la persoane care spuneau nu poți să mă lazi de țigări. Dar nu m-au ascultat o parte din ele care n-au scăpat. Mi-a spus foarte clar, în casa ta n-are ce să caute nici o țigară, nici o dată, nici în portieră, nici în uh, diplomat, nici în geantă, nicăieri, n-are voie să fie o țigară. Ai în casa ta pe cineva care fumează și nu-i soț, soție, retrage-te, fă cumva să pleci din zona aia, de ce mirosul de țigară vine din nou și te atacă. În primul rând e veșnicia ta, e viitorul tău. Știți că sunt părinți care își nenorocesc copiii și bag la terapie intensivă din cauza că ei trăiesc într-un păcat după botez? În același spital am fost în urmă cu câteva săptămâni și am intrat în salon și înainte să intru în salon sub niște scări am vorbit cu un bărbat care avea un băiat în comă și Duhul Sfânt mi-a zis să-i spun știți că băiatul dumneavoastră a ajuns în comă pentru că dumneavoastră, după botez, ați comis un păcat. Și a uitat în ochii mei, plângând și mi-a zis, știu, frate Caleb, pentru că fără să știe nimeni din zona mea, nimeni din familia mea, după botez am început să fumez pe ascuns. M-am uitat în ochii lui lung și profund și autoritar și am pus o întrebare. Se merită? Se merită să-ți baci copilul la terapie intensivă pentru că nu respecti promisiunile pe care le-ai făcut în fața Domnului? Știți că acel copil a murit? Știți? Nu gândiți-vă ce în mintea unitate care știe și conștient 100% că din cauza păcatului lui a ajuns să-și piardă copilul. Cosecințele păcatului sunt extrem de grave. De foarte multe ori, pentru că noi vrem să ne automulțumim cu ideea că nu-i chiar așa și vrem noi să ne mai liniștim mental, emoțional, zicem, nu a fost din cauza asta. De ce nu scoți păcatul? Că e mai simplu, nu? De ce să trăiești cu trauma ideii că te vor urmări o viață întreagă? Știți că sunt oameni care o, o mare parte din viață au băut de ostins au băut alcool în disperare și erau din familie de pucăiți. Am acum un caz în minte pe care nu o să-l detaliez, că e mai bine. Știți că fără explicație eu mes la medic, fără să-l doară ceva, doar la un control de rutină. Și-a spus medicul, ficatul tău e îmbrăcat în cancer. Ai metastază. Nu toate bolile de cancer sau boli terminale sunt din cauza păcatului, dar sunt boli sunt boli care sunt consecințe ale unor trăiri în păcat de-a lungul timpului. Și păcatul e ca un cancer care roade, 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 roade și la un moment dat rămâi piele și os și nu te poți recunoaște pe tine. Și de frica a ce urmează ca și consecințe grave în urma păcatului ar trebui să ai minte necesară să te oprești din pornografie, din masturbare, din tutun, din alcool, din țigară electronică, din aburi de la periculoși și în tot felul de sisteme de astea care vin de la satana să-ți fure mintea. Deci fii radical. Dacă tu nu consideri că lucrul ăsta e rău, atunci o să consumi în continuare. Dar de ce nu bei un pic de o travă? Hm? De ce nu ți-ai pus o travă în mâncare? Dacă tu zici că e ok să fumezi, e ok să bei alcool, e ok să te îmbeți, e ok să speriți mințile cu prostii, cu ce vizionezi? Așa că nu bei o travă, puteți să vii cu probleme, nu? Deci ce faci lucruri care în timp o trăvesc trupul tău și veșnicia ta? Știu că poate fi o dependență. Împotriva dependențelor obligatoriu, singura soluție e post, post, post. Până când? Până scapi. Cât se postește? Cum să postește? Repet ce am mai zis și cu alte ocazii. Ai o dependență într-un domeniu, postește a doua zi după ce s-a întâmplat păcatul ăla de dimineața până în seara. Cu o seară înainte îi spui Duhului Sfânt, Duhului Sfinte, te rog, capacitează, mă îmbracă, mă ajută, mă Doamne Iisuse Hristoase, dăm putere să pot să fac față ispitelor din ziua următoare. Satano, eu postez împotriva acestui păcat. Să știi clar. Să mă auzi bine ce spun. Nu scapi? Se întâmplă același păcat. A doua oară, iei o zi de post, una pauză, încă o zi postești. Deci nu postești pentru nicio altă cauză, pentru nicio boală, pentru nicio situație nefavorabilă, pentru niciun uh, răspuns pentru viitorul tău, postești în exclusivitate împotriva acelui păcat. Dacă ești serios cu propria ta veșnicie, vei face asta. În timpul postului citești mult din Biblie, nu intri în conflicte, nu vorbești cu oameni în situații care sunt divergente, care vă pot duce în zone periculoase și în zone de conflict, de să tot povestiți unul împotriva altuia. Nu, mai bine vă rugați, mai bine citiți ceva din Biblie, vă faceți toate lucrurile care trebuie la școală, la facultate, toate lucrurile care sunt responsabilități obișnuite și obligatorii. Vă faceți timp pentru Dumnezeu. Se întâmplă a treia oară, postești două zile consecutiv. Dacă s-ar fi întâmplat azi și să fie a doua, a treia oară, trebuie din seara asta, mâine, toată ziua, vineri, vineri noaptea spre sâmbătă, sâmbătă, până seara, cât poți mai mult. Zice câte unul, dacă eu pot să mor, păi te îngropăm, prietene. Decât să meri în iad? ce să zic? Nu o să mori. Sigur nu o să mori. Nu vrei. Încă nu vrei, încă nu vrei să utilizezi toate metodele prin care poți să ajungi să fii biruitor împotriva păcatului. Vreau să spun ceva. Sângele lui Isus Hristos iartă păcatele tale. În numele lui Isus Hristos ești eliberat de sub puterea păcatului, dar predispozițiile, pofta ta, drumul ăla pavat, dus întors, cum o intra satana în, în, viața ta pe ușa aia, vine din nou satana și nu stă să te întrebe. Intră cu dosul, nu interesează. Cu umărul se împinge. Deschide cu călcâiul, nu-i pasă. E ignorant, e obraznic. Tu peist. N-are timp de menajamente. Vrea să-ți intre în suflet cu bocanci, să-ți atace viața. Se mai întâmplă patru patra oară, postește două zile consecutiv, fă o pauză ca să fie într-un mod echilibrat și apoi încă două zile consecutiv. A cinci oară când se întâmplă, dacă faci cum îți spun, a cinci oară o să scapi. Și a cinci oară trebuie să postești trei zile și trei nopți. Dacă ar fi fost acum a cincea oară, seara asta la ora zero aproximativ, te hotărăști, toată noaptea nu mănânci nimic, nu bei nimic, vineri toată ziua, vineri noaptea, sâmbătă toată ziua, sâmbătă noaptea, duminică toată ziua și bine ar fi să ieși și duminică noaptea spre luni. Ascultați-mă bine ce vă spun. N-am întâlnit om pe planeta asta. N-am întâlnit om care să aibă o problemă gravă de ispită și de dependență, care să ajungă la trei zile, cum v-am spus eu acum, și să nu scape de o dependență, inclusiv de droguri. N-am trănit. Dumnezeu e credincios cu ceea ce zice. În momentul în care postul tău îl face o armă împotriva păcatului tău, împreună cu tine luptă organismul tău. Spuneam că nu poți păcătui și nu poți fi ispitit de o poftă dacă pofta nu se conectează cu ceva din interiorul tău. Ei, În momentul în care postești și ajungi la trei zile și trei nopți pentru asta, o să vezi că în interiorul tău poftele încep să pălească. Adamul se moaie, ca și cum i-a luat un pic. Respiră numai greu, respiră normal, dar nu mai are pretenții, nu mai are dorințele de altă dată. Și atunci tu poți lua decizii puternice, ancorate în scriptură, te porți aspru cu trupul tău și îl ții în stăpânire. Asta e imaginea unui cal nărăvaș care nu acceptă să fie călărit și cineva îi pune hamurile pe el și îl trage cum vrea. Și nu-i convine un pic și îl mai trage odată. Și nu-i convine și mai trage odată. În tine există ca un animal, e firea pământească. Dacă nu o controlezi, te controlează. Nu există altă soluție. Ori o controlezi, ori îți înfrânezi poftele firii tale pământești, ori ea te controlează și nu mai faci ce vrei. Cu oricum nu faci ce vrei. Ori faci ce zice Duhul, ori faci ce zice cel rău. Luptă prin post un post vehement. Ce e o întrebare un pic cârlic, dar dăm răspuns, nu-i problema. Da, după ce trei zile și trei nopți, după care postești, trebuie să mănânci foarte echilibrat. Acum, cine a pus întrebarea asta, nu a postit trei zile și trei nopți, știți? Că după cum a formulat o formulat-o m-am prins. Vreau să vă spun că după trei zile și trei nopți, nici nu poți mânca mult ca să ne înțelegem. Da? Eu vă spun că am postit prin Harul Domnului așa de câteva ori și vă spun clar, cel mai greu este în a doua zi undeva spre mijloc, da? atunci organismul tău cere foarte mult, mai ales apă, iar după trei zile și trei nopți, a patra zi, îți spun eu garantat că am experimentat asta, nu o să ai o disperare să mănânci mult și nici nu-ți recomand să mănânci mult. Da? Organismul trebuie să înceapă pe rând să se reobișnuiască cu alimentația, pentru ca să nu ai o altă problemă. Asta e o chestiune de bun simț, sau cum să vă spun, naturalețe, o lucru natural uman. Dacă mănânci a patra zi prea mult, înseamnă că tu ai stat cu binoclu pe și ai zis, bă, a, a, să treacă timpul. Nu merge. Tu când postești, te gândești la altceva, nu la mâncare, da? Te gândești la voia lui Dumnezeu, la planul Domnului motivația postului ca să nu să nu mănânci, să stai pipernicit, să le spui la toți, vedeți că eu postesc, să nu-ți motivați de post corect. Da, pot avea roada, dacă nu sunt încă botezat cu Duhul Sfânt, roada Duhului nu este roada botezului cu Duhul Sfânt, ci este roada Duhului și pe măsura în care inima ta e născută din nou, e intrat în, în procesul pocăinței sau te-ai radical realmente, te-ai debarasat de păcat și ai intrat în procesul sfințirii, Duhul rodește în tine, rodește în tine. Când ești botezat cu Duhul Sfânt, nu doar că rodește Duhul în tine, ai o capacitate mult mai mare să fii folositor prin Duhul, prin darurile pe care ți le dă Duhul Sfânt, să-i ajuți și pe alții să rodească. Deci, dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt, n-ai o scuză. Nu, no, n-am primit botez cu Duhul Sfânt. Eu pot să fiu un om care urăște. Nu, nu e adevărat. Ești născut din nou, trebuie să se vadă vale asta. Obligatoriu. Așa, diferența între roadă și dar, spuneam, roadele Duhului le-am citit în această seară, darurile Duhului le-am studiat de-a lungul timpului, le puteți asculta în arhivă dacă e cazul, și în Biblie sunt, nu-i problema. Aici e o întrebare, vă spuneam cărlig, la care trebuie să fac o clarificare. Cum se explică cartea Osea, capitolul 1, versetul 2, capitolul 3, aici e un fel de diagnostic care pune întrebarea, versetul 1, porunca primită de Osea, sau chiar numele 31 și 1 de la 1 la 18, în contextul faptelor firii Pământești, respectiv a adulterului din Galaten 5. Uh, pentru cine scrie întrebarea asta, vreau să-i amintesc că nu e în Vechiul Testament, el, el e în Noul Testament. Apoi, cel mai probabil nu i profet. Și dacă ar fi profet, să știe că Osea nu există la dublură. Da? Există un singur profet, Osea. Da? Nu există al doilea. Deci, ca să clarificăm încă un lucru pe care vreau să vi spun este că în Vechiul Testament există secvențe cu rol de descriere a situației poporului evreu da? și descrierea respectivă nu e o poruncă generalizată. Da? Deci când Domnul i-a spus lui Osea, versetul 2 de care a spus, du-te și ia o nevastă imorală, Apoi, să ai copii din această imoralitate sau din această uh, curvie, căci țara a săvârșit, fiți atenți, o mare curvie părăsind pe Domnul. Deci motivația pentru care Dumnezeu îl folosește, dacă pot să mă exprim așa, pe Osea, cu scop de a merge, să simtă un pic ce se simte în inima lui Dumnezeu. Adică întrădarea aia de care are parte Dumnezeu. Când poporul în care a investit foarte mult, la care i-a dat tot ce a trebuit, care l-a considerat ca pe o nevasta sa, adică din el Dumnezeu a investit în poporul evreu tot ce a avut mai bun și poporul ăsta l-a trădat prin idolatrie plecând spre Dumnezei străini și atunci Dumnezeu îi spune lui Osea, vezi că trebuie să mergi să faci lucrul ăsta, dar rețineți, Osea, el, nu a trăit el în imoralitate. În ce sens. El nu s-a dus la o femeie străină, având, nu avem dovezi că avea o soție. Deci, n-a divorțat și să meargă la o femeie de pe stradă, să trăiască în imoralitate. Nu. El a acceptat această propunere a lui Dumnezeu să aibă legături cu o femeie care este imorală, ea era imorală, nu o să da? Și Dumnezeu i-a îngăduit asta cu scop limitat. Și Osia prin asta n-a păcătuit. Da? Este imaginea unei situații în care o persoană care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu în trecut, n-a avut nimic cu Dumnezeu, nimic, nimic, nimic cu Dumnezeu. Și a trăit în toate păcatele lumii acesteia. Și Dumnezeu îi îngătuie unui tânăr curat, 100%, să se căsătorească cu această persoană, cu această fată sau femeie, dar el nu păcătuiește când se căsătorește cu ea. Să pricepem ce zic. Da? și asta e ca și cum Dumnezeu zice, l-am luat pe poporul evreu de nicăieri, a fost un popor slab din perspectivă spirituală și morală, l-am luat de nicăieri și am investit tot ce am avut mai bun în mine și mă așteptam să-mi dea un alt fel de răspuns Repet istoria lui Osia nu se repetă proroc ca Osia nu mai există și această poruncă este o poruncă privată, limitată, cu scop educativ, nici într-un caz nu e provocat osia să păcătuiască. Nici într-un caz. Motivul și finalul este un altul, eliberarea sau trezirea poporului evreu care să priceapă și osia să poată vorbi din Duhul Profetic simțind ce simte inima lui Dumnezeu și să spună din durerea pe care avea Dumnezeu față de poporul evreu, nici într-un caz, pentru ca să îl determine pe Osea să păcătuiască. Și, repet, lucrul acesta nu se poate repeta, nu poate fi reactivat de nimeni în dimensiunea aceasta, pentru că oricine se căsătorește cu cineva, indiferent cum a fost înainte de persoana aceea, înainte să căsătorească băiatul acela cu fata aceea, fata aceea cu băiatul acela, amândoi trebuie să fie născuți din nou, trebuie să aibă o viață nouă înainte de Hristos și trebuie să fie planul lui Dumnezeu ca cei doi să se căsătorească. Dumnezeu lucrează, Dumnezeu e viu, Dumnezeu își derulează planurile, noi trebuie să fim în planul lui Dumnezeu. Vă invit să vă ridicați, ne rugăm toți și -o.